abonamentele sunt mai scumpe cu peste 23% față de anul trecut potrivit datelor de la Institutul de Statistică. Plătim cu 15% mai mult față de martie 2023 și pentru abonamente și investigații medicale. De altfel, în topul scumpirilor serviciile sunt pe primul loc. Pentru curierat plătim mai mult cu 26%, serviciile de apă, canal și salubritate sunt și ele mai scumpe cu 16%, iar biletele de avion cu 12%. Totuși, coborârea arată inflației de la 7,2% în februarie la 6,6% în martie ar putea duce însă la dobânzi mai mici în viitor, susțin analiștii economici. Banca Națională a anunțat că ar putea să reducă dobânda cheie dacă se vor înregistra două luni consecutiv de scăderea inflației.